aplece, trebuie să aplece pe problemele cetățenilor. Sunt vorbele domnului primar. Dar din păcate, chiar dacă în ceasul al 13-lea face aceste lucruri, i-a expirat timpul în fața constanțenilor. Să-i fie rușine. Ce doreați? Că nu respectă legea. Ce vrei să le spuneți? Ce doreați? Ce vrei să le spuneți? Ce vrea să le spuneți? Ce s-a întâmplat? Ce ne aveți? Am venit la ședința de Consiliul Local. Victor, dacă domnul primar nu dorește dialog cu problemele cetățenilor, spuneți dumneavoastră ce probleme aveți. Du-te din spate de acolo, voi. Când putem începe, putem gata, spuneți. Am venit la ședința de Consiliul Local. Conform legii 215/2001, articolul 52, orice deputat sau senator poate participa la ședința de Consiliul Local, poate lua cuvântul, fără a avea drept de vot. Am cerut atât domnului primar numit, cât și domnului președinte ședință. Să-mi dea cuvântul pe o problemă care ține strict de interesele cetățenilor, pentru că așa, cum a spus și domnul primar, primăria trebuie să plece către cetățean. Eu îi spun bună dimineața domnului primar și mă bucur că s-a trezit. Din păcate, chiar dacă o face în ceasul al 13-lea, timpul pe care constanțenii îl acordă domnului primar a expirat. Și o să vă spun acum de ce am venit. Am venit astăzi aici pentru că cele câteva sute de constanțeni care mi-au transmis mesaje în ultimele săptămâni referitoare la problemele generate de cartierul social devenit cartier problemă Aricoandă, probleme pe care acești oameni le-au cu unii dintre locuitorii cartierului Aricoandă. Sunt plângeri, sunt memorii trimise către primărie, vi le pot pune și dumneavoastră la dispoziție, care îi spun domnului primar ce probleme au constanțenii din cartierul Tomis Nord, Tomis 3, cei care locuiesc pe strada Soveja și așa mai departe. Sunt zeci de mii de constanțeni agasați la propriu și deranjați de furturile, tâlhăria și mizeria pe care o provoacă unii cetățeni din cartierul Aricoandă. Cetățeni cărora comunitatea și constanțenii din banii lor le-au oferit o locuință socială pentru că erau oameni aflați la nevoie și unii dintre ei înțeleg să întoarcă favorul comunității prin a-i transforma pe binefăcătorilor în victime. Asta am venit astăzi să-i spun domnului primar.